cei care au reprezentat județul și țara la competițiile naționale și internaționale, alături de antrenori și alte persoane care au adus un aport important sportului dâmbovițean. În 2013 au primit din partea Direcției Județene de Sport și Tineret Dâmbovița un moment de apreciere și recunoaștere în cadrul Galei laureaților sportului dâmbovițean. Evenimentul a avut loc la Corpul K din cadrul Universității Valahia. Din păcate, condițiile meteo nefavorabile au împiedicat ca toți invitații să răspundă prezent. Mai parte, da, am fost câteva cazuri în care n-au putut să ajungă, cred că din cauza timpului, nu știu ce să vă spun. Iar din câteva instituții n-au putut să ajungă pentru că ni s-a transmis de la prefectură, chiar sunt în videoconferință. Elita sportivă a fost premiată de șeful sportului dâmbovițean în colaborare cu Consiliul Județean. Din păcate a fost singura instituție care a putut să ne ajute cu suport financiar. La secțiunea sporturi olimpice, Djuto-Casibian, Daniel Natea de la CS Valeriana a primit titlul pentru cel mai bun sportiv în urma locurilor 3 obținute la Campionatul European Under 23 din Bulgaria, Openul de la București și Openul Panamerican din El Salvadore, dar și locul 2 a judecat la Openul de la Glasgow. Podiumul a fost completat de atleții George Preda, Ionuț David, legitimați la Clubul Sportiv Târgoviște, Georgiana Burduf la Clubul Sportiv Școlar Târgoviște, categoria lupte, Florin Bujor, box, Marius Dumitru, atletism, Georgiana Paic, lupte, Adina Popescu, lupte, Cristian Nedelcu, judo și Claudia Grosu la box. După Nicolae Guțoiu, în ierarhia antrenorilor a urmat Iulian Crăciun de la CS Valeriana, Cornel Cornea de la Clubul Sportiv Târgoviște, lupte și Ilie Torcică de la Clubul Sportiv Judo și Gheorghe Stan. A olimpici și am luat locul 4, un bine locul meritat, având în vedere că am foarte mulți campioni sub 16 ani. Dacă era să fie peste 16 ani, cu siguranță mergeam mai sus. Dar acești sportivi pe care îi avem acum, peste 2-3 ani o să ajungă mari sportivi și la senior și la tineret și atunci cu siguranță vom obține cele mai fruntașe locuri. La categoria sporturi neolimpice, pe primul loc s-a clasat Cristian Mihăieș, karate, urmat de Alexandru Babeu, radiorientarism, Aurel Popa, Radu Fomete, Filip Tatu, Gheorghe Corneliu Mangalea și George Catana de la CCC Pucioasa, micromodelism, Cosmin Șuhan de la Clubul Sportiv Târgoviște, karate, Lavinia Olteanu și Octavian Pârmăleanu la Clubul Sportiv Târgoviște karate. În topul antrenorilor, Radu Fomete s-a situat pe prima poziție, succedată de Ionuț Munteanu și Pavel Babeu. Pe meritul sportivilor, practic, care de cel puțin 12-13 ani, Mihăieș de 17 ani se pregătește cu mine, de când era mic, avea 9 ani. Eu zic că e meritul lor, după atâta timp, normal să ia atâtea medalii să fie în frunte. Mă aștept ca și anul acesta să confirme acești sportivi. Pentru următoarea gală, șeful sportului dâmbovițean și-a schițat deja obiectivele. În primul rând, am și schițat în buget, propunerea de buget este mai mare pentru viitoarea ediție 2014, să o facem chiar la finele anului 2014, cu o sumă ceva mai consistentă decât acum.